Iepurele de catifea sau despre cum jucăriile au devenit adevărate, de Marjorie Williams. A fost odată un iepure de catifea, iar la început îți venea să-l mănânci din ochi de frumos. Era grăsun și rotunjor, cum se cădea să fie un iepure. Avea blana pătată cu alb și cafeniu, mustăți de adevăratele din ață și urechile căptușite cu satin rozaliu. În dimineața de Crăciun, ieșind pe jumătate din cioropelul băiatului, cu o ramură de vâsc între lăbuțe, arăta de mai mare dragul. În cioropel se găseau și alte lucruri. Nuci, portocale, o mașină de jucărie, migdale în ciocolată și un șoarece mecanic. Dar iepurele era cel mai tare. Vreme de cel puțin 2 ceasuri, băiatul l-a drăgălit, după care au venit la masă unchiul și mătușa, s-a auzit un foșnet prelung de hârtii, s-au deschis mai multe pachete, iar băiatul, bucuros, nevoie mare de atâtea cadouri noi, l-a dat uitării pe iepurele de catifea. Multă vreme după aceea, iepurele și-a dus zilele în dulapul cu jucării sau pe podeaua camerei copiilor și nimeni nu s-a mai gândit la el. Era sfios din fire și din cauza că era făcut doar din catifea, o parte dintre jucăriile mai scumpe îl priveau cu dispreț. Jucăriile mecanice se credeau mai cumoți decât celelalte și se uitau de sus la toată lumea. Erau doldora de idei moderne și se declarau adevărate. Barca în miniatură, care se ținuse bine 2 ani, dar creise cam cojii se vopseaua, prinsese mișcarea, iar acum nu pierdea niciun prilej să vorbească despre dotările ei, folosind termeni de specialitate. Iepurele nu putea să creadă miniatura a ceva, pentru că nu știa că existau și iepuri în carne și oase. Era încredințat că toți fuseseră umpluți cu rumeguș, la fel ca el, și înțelesese că rumegușul era învechit și nu-l mai puteai pomeni în cercurile moderne. Până și Timothy, leul de lemn pe care îl construiseră soldații schilodiți și care ar fi trebuit să fie mai destupat la minte, se înfoia și susținea că avea relații în guvern. Între toți aceștia, bietul iepuraș era făcut să se simtă foarte neimportant și obișnuit. Singurul care se purta cum se cade cu el era calul de piele. Dintre toate jucăriile, calul de piele trăise cel mai mult în camera copiilor. Era atât de bătrân încât pielea cafeniei se luase din loc în loc, lăsând să se vadă cusăturile de dedesubt, iar cea mai mare parte a fierelor de păr din coadă fusese răsmulse și folosite la înșirat margele. Era înțelept, căci văzuse o puzderie de jucării mecanice umflându-se în pene și dându-și aere încă de la sosire, pentru ca după aceea să li se strice rând pe rând resorturile și să nu le mai acorde nimeni atenție. Și știa că erau simple jucării care nu s-ar fi putut preschimba niciodată în altceva. Asta fiindcă vraja din camera copiilor era foarte stranie, dar dreptul minunată, și doar jucăriile vechi, înțelepte și care văzuseră multe, cum era calul de piele, știau cum stăteau, de fapt, lucrurile. Ce-i aia adevărat? A întrebat într-o bună zi iepurele, pe când stăteau întinși unul lângă celălalt, la 2 pași de țarc, înainte să vină de daca și să facă ordine prin cameră. Înseamnă că ai lucruri care îți buzie înăuntru și toartă? Adevărat nu înseamnă felul cum ești făcut, a spus calul de piele. E un lucru care ți se întâmplă. Când un copil ține vreme la tine îndelungat, nu doar ca să se joace cu tine, ci fiindcă te iubește cu adevărat, atunci devii și tu adevărat. Și doare? A întrebat iepurele. Uneori, a zis calul de piele, care nu mințea niciodată. Dar când ești adevărat, nu îi înseamnă durerea. Și se întâmplă dintr-o dată ca și cum te-ar fi întors cineva cu cheia sau pas cu pas? A întrebat iepurele. Nu se întâmplă dintr-o dată, a spus calul de piele. Devii treptat și durează mult. De asta nu prea li se întâmplă celor care se sparg ușor, au muchii tăioase sau trebuie păstrați cu grijă. În general, când ajungi adevărat, nu mai ai mult păr. Îți ies ochii din găvane, te lasă încheieturile și ești ponosit.
Dar lucrurile astea n-au nicio importanță, fiindcă odată ce ești adevărat, nu mai poți să fii urât decât pentru cei care nu înțeleg. Bag de seamă că ești adevărat, nu? A zis iepurele. Iar pe urmă și-a dorit să nu fie deschis gura, fiindcă s-a gândit că poate calul de piele era sensibil. Însă calul de piele s-a mulțumit să zâmbească. Unchiul băiatului m-a făcut adevărat, a spus el. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar odată ce devii adevărat, nu mai poți să te faci neadevărat la loc. E pentru totdeauna. Iepurele a oftat. Se gândea că trebuia să treacă mult până să aibă parte și el de vraja fericită a celui care devine adevărat. Tângea să ajungă așa, să-și dea seama cum te simțeai. Și totuși, gândul că avea să se cunoscească și să rămână fără ochi și fără mustăți, îl cam întrista. Își dorea să ajungă adevărat, fără să îi se întâmple toate lucrurile acelea neplăcute. Persoana care avea grijă de camera copiilor era Dădaca. Uneori, Dădaca nu avea ochi pentru jucăriile lăsate pe unde se nimerea, însă alteori, fără un motiv anume, se năpustea asupra lor ca o vântoasă și le înghesuia prin dulapuri. Chestia este, ea îi spunea dereticat, iar jucăriile, mai ales cele de tablă, nu puteau să o sufere. Pe iepure nu-l supăra chiar atât de mult, fiindcă oriunde ar fi fost aruncat, ar fi căzut pe moale. Într-o seară, când s-a dus la culcare, băiatul nu și-a găsit cățelul de porțelan cu care dormea întotdeauna. Dădaca se grăbea și nu i-ar da de căutat căței de porțelan la ora stingerii, așa că s-a uitat pur și simplu în jur și, văzând că ușa dulapului cu jucării era deschisă, s-a repezit la ea. Ține! Ia-l pe moșrilă! A spus ea. Pot să dorm și cu el! L-a scos afară pe iepure de ureche și l-a pus în brațe băiatului. În noaptea aceea și în multe altele care au urmat, iepurele de catifea a dormit în patul băiatului. La început i s-a apărut cam incomod din cauza că băiatul îl strângea foarte tare. Uneori se întorcea peste el, iar alteori îl împingea atât de mult sub pernă încât iepurele aproape că nu mai putea să respire. Pe lângă asta, tângea după ceasurile lungi petrecute sub lumina lunii în camera copiilor, când casa era cufundată în liniște, precum și după taifasurile cu calul de piele. Dar n-a trecut mult și a început să-i placă și aici, fiindcă băiatul avea obiceiul să-i vorbească și îi meșterea niște ascunzișuri drăguțe sub pătură, despre care spunea că semănau cu vizuinile în care trăiau iepurii adevărați. De asemenea, aveau niște jocuri de toată frumusețea, pe care le jucau împreună pe șoptite, după ce Dădaca se ducea să cineze și lăsa o lumină aprinsă pe polița de deasupra căminului. Iar când băiatul adormea, iepurele îi se cuibăra sub bărbia lui mică și caldă și visa cu mâinile băiatului ținându-l strâns cât era noaptea de lungă. Timpul se scurgea, iar iepurașul era foarte fericit, într-atât de mult încât nu observa că frumoasa lui blană de catifea se ponosea din ce în ce mai rău, că îi se descosea coada și că îi se ștergea trandafiriul de pe năsuc, acolo unde îl săruta băiatul. A venit primăvara, iar cei doi petreceau zile lungi în grădină, fiindcă ori de câte ori se ducea băiatul acolo, iepurele îl însoțea. Era cărat cu roaba, mânca la iarbă verde și se ridicau căsuțe ca pentru zâne sub tufele de zmeură din spatele straturilor de flori. Iar odată, după ce băiatul a fost chemat pe nepusă masă la ceai, iepurele a rămas pe gazon până mult după a sfințit și Dădaca a trebuit să vină să-l caute cu o lumânare, fiindcă băiatul nu putea să doarmă dacă nu era și el acolo. Se umezise de la rouă și se umpluse de pământ din cauza că se tot vârâsă în vizuiile pe care le săpase băiatul în straturile de flori, iar Dădaca a bombănit în timp ce l-a șters cu un colț al șolțului de bucătărie. Tu și vechitura asta de rilă,
a spus ea. Atâta bătaie de cap pentru o jucărie! Băiatul s-a ridicat în capul oaselor în pat și și-a întins mâinile. Dă-mi-l pe Rilă, a cerut el. Și nu mai vorbi așa, nu e o jucărie, e adevărat. Când iepurașul a auzit asta, s-a bucurat din calea afară, fiindcă în sfârșit și-a dat seama că era exact așa cum îi spusese calul de piele. Căzuse sub vraja din camera copiilor și nu mai era o jucărie, devenise adevărat. O spusese băiatul, chiar cu gura lui. În noaptea aceea, aproape că n-a putut să adoarmă de atâta fericire, iar dragostea năvalnică i-a umplut atât de mult inimioara de rumeguș, încât a fost cât pe acei să-i plăsmească. Chiar ochii lui, ca niște mărgele, care își pierduseră strălucirea cu atât de multă vreme în urmă, în ochii aceia s-a ivit un licăr de înțelepciune și de frumusețe, încât până și de dacă l-a observat dimineața următoare, când l-a luat de jos și a spus: pe cinstea mea, dacă moșul ăsta nu are un aer de știutor. A fost o vară de poveste. La doi pași de casa în care trăiau se găsea o pădure, iar în serile lungi de iunie, băiatului îi plăcea să se ducă acolo după ce își bea ceaiul și să se joace. Îl lua cu el pe iepurele de catifea și, înainte să înceapă să culeagă flori sau să se joace de-a bandiții printre copaci, îi făcea întotdeauna iepurelui un mic culcuș undeva printre tufele de ferigă, unde să se simtă în siguranță, fiindcă era un băiețel bun la suflet și îi plăcea ca iepurelui să-i fie bine. Într-o seară, pe când iepurele sta singur acolo, uitându-se la furnicile care îi se strecurau printre labe, mișunând încoace și încolo prin iarbă, a văzut două creaturi ciudate care s-au ivit din tufele înalte din apropiere. Erau iepuri, la fel ca el, dar cu blana deasă și nou-nouți, pe semne că fusese răfăcuți cu meșteșugăreală, fiindcă nu li se vedea nici urmă de cusătură, iar când își mișcau și schimbau forma într-un fel foarte ciudat, păreau lungi și subțiri, pentru ca după câteva clipe să fie grași și umflați, în loc să rămână neschimbați, așa cum era el. Lapele li se auzau foarte încet pe pământ și s-au oprit la mică distanță de el, mișcându-și nesucurile în timp ce iepurele se căznea să vadă în ce parte se afla cheița, fiindcă știa că vietățile care stăteau erau de obicei întoarse cu ceva, dar n-a văzut nimic. Erau cu siguranță niște iepuri dintr-un soi cu totul și cu totul nou. L-au privit țintă, iar iepurașul le-a întors privirea și în tot acest timp tustrei și-au mișcat în continuare năsucurile. De ce nu te ridici și nu te joci cu noi?" a întrebat unul dintre ei. N-am chef," a spus iepurele, care nu voia să le explice că nu avea cheiță. Hai da, de!" a zis unul dintre iepurii blănoși. E simplu ca bună ziua!" Pe urmă a făcut un salt mare într-o parte și s-a ridicat pe picioarele din spate. Nu cred că poți și tu," a spus el. Ba pot," a spus iepurașul. Pot să sar mai sus decât orice." Se gândise la felul cum îl arunca băiatul, dar bineînțeles că n-a vrut să spună. Pot să sar pe picioarele din spate?" a întrebat iepurele blănos. Asta era o întrebare groaznică, fiindcă iepurele de catifea nici măcar n-avea picioarele din spate. Spatele lui era dintr-o singură bucată ca o pernă de ace. A rămas nemișcat între ferici și a sperat să nu observe ceilalți iepuri. Nu vreau," a mai spus el odată. Însă iepurii sălbatici au ochi foarte buni, iar blănosul și-a întins gâtul și s-a uitat atent. Nici n-are picioarele din spate," a strigat el. Ce chestie, un iepure fără picioarele din spate?" Și s-a pus pe râs. Ba am," a strigat iepurașul. Am picioarele din spate, chiar stau pe ele." Atunci întinde-ți-le și arată-mi, uite așa," a zis iepurele sălbatic. Și a început să se învârtă și să danseze în jurul lui, până când pe iepuraș a luat amețala. Nu-mi place să dansez," a spus el, mai bine stau pe loc." Cu toate acestea, doar ar fi vrut să danseze, mai ales că simțise că îl furnica într-un fel nou și ciudat prin tot corpul și își dăduse seama că ar fi dat orice pe lume
ca să fie în stare să țopăie exact așa cum făceau iepurii ăștia. Iepurele ciudat s-a oprit din dans și s-a dat aproape. S-a uitat și s-a apropiat atât de mult de data asta încât mustățile lui lungi au atins ușor urechea iepurelui. După care și-a încrețit dintr-o dată năsucul, și-a dat urechile pe spate și-a făcut un salt înapoi. Nu miroase cum trebuie, a strigat el. Nici măcar nu-i iepure, nu-i de adevăratele. Sunt adevăratele, a spus iepurașul. Sunt adevărat, a zis-o băiatul. Și n-a lipsit mult să înceapă să plângă. Chiar atunci s-a auzit un zgomot de pași, iar băiatul a trecut în goană pe lângă ei, iar cei doi iepuri ciudați au luat-o repede la picior și au dispărut, lăsând să li se mai vadă odată cozile albe. Întorceți-vă și jucați-vă cu mine, a strigat iepurașul. Hei, întorceți-vă, știu precis că sunt adevărat. Dar n-a primit un răspuns. Doar furnicile au continuat să alerge încolo și încoace, iar tufele s-au înduit ușor în locul pe unde trecuseră cei doi străini. Iepurele de catifea a rămas singurel. Vai de mine, și-a zis el, de ce-or fi fugit așa? De ce n-au putut să se oprească și să stea de vorbă cu mine? A rămas nemișcat mult timp, uitându-se la tufe și sperând că iepurii aveau să se întoarcă. Dar nu s-au mai întors și nu după multă vreme, soarele a coborât spre asfințit, mici fluturi albi s-au făcut nevăzuți, iar băiatul a venit și l-a adus acasă. Au trecut câteva săptămâni. Iepurașul a îmbătrânit și s-a ponosit, dar băiatul îl iubea la fel de mult. Ținea atât de mult la el, încât l-a trăgălit până l-a lăsat fără mustăți. Căptușala rozalie a urechilor i s-a făcut gri, iar petele cafenii au dispărut. Ba chiar a început să-și piardă forma, așa că nici nu mai semăna iepure pentru ceilalți, în afara băiatului. Pentru el era la fel de frumos, iar ăsta era singurul lucru de care îi păsa iepurașului. Nu dădea două cepe degerate pe felul cum îl priveau ceilalți, fiindcă vraja din camera copiilor îl făcuse adevărat, iar când ești adevărat, ponosala nu mai înseamnă nimic. Iar apoi, într-o zi, băiatul s-a îmbolnăvit. Era foarte roșu la față, vorbea în somn, iar trupul lui micuț era atât de fierbinte încât îl ardea pe iepure când îl strângea în brațe. Oamenii necunoscuți intrau și ieșeau din camera copiilor. O lumină era aprinsă toată noaptea și cu toate astea, iepurele de catifea rămânea acolo, ascunzându-se de ochii celorlalți sub pătură și nu făcea nicio mișcare, fiindcă se temea că, dacă l-ar fi găsit, ar fi putut să-l ia de acolo și știa că băiatul avea nevoie de el. Au fost zile lungi și triste, căci băiatul era prea bolnav ca să se joace, iar iepurașul se plictisea nefăcând nimic de dimineața până seara. Dar se ghemuia răbdător și aștepta cu înfrigurare ziua când băiatul avea să se facă bine și aveau să iasă amândoi în grădină, printre flori și fluturi, și să se joace atât de frumos în tufele de zmeur, așa cum făcuseră și altădată. A pus la cale tot felul de lucruri frumoase și, pe când băiatul stătea în pat, pe jumătate adormit, s-a apropiat de pernă și l-a șoptit la ureche. Și ce să vezi, n-a trecut mult și temperatura a scăzut, iar băiatul s-a simțit mai bine. Era în stare să se ridice în capul oaselor și să se uite la tot felul de cărți cu poze, pe când iepurașul stătea mai departe ghemuit lângă el. Iar într-o bună zi, l-au lăsat să se dea jos din pat și să se îmbrace. Era o dimineață frumoasă și însorită, iar ferestrele erau larg deschise. Îl scoseseră pe băiat pe balcon, înfofolit într-un șal, iar iepurașul rămase pitit în așternut și căzuse pe gânduri. Băiatul avea să se ducă la mare a doua zi. Totul fusese aranjat, iar acum trebuia respectat doar sfatul medicului. Au vorbit cu toții despre asta, în timp ce iepurașul a rămas ascuns și a tras cu urechea, scoțând doar capul de sub pătură. Camera urma să fie dezinfectată și toate cărțile și jucăriile pe care pusese mâna băiatul cât timp stătuse în pat trebuiau arse.
Ura! Și-a zis iepurașul, mâine mergem la mare! Băiatul vorbise de multe ori despre mare, iar iepurele ardea de nerăbdare să vadă valurile înalte care se apropiau de țărm, crabii mici și castelele de nisip. Chiar atunci l-a văzut dădaca. Și moșrilă? A întrebat ea. Ăsta, a spus doctorul, păi colcăie microbii de scarlatină în el. Ardeți-l imediat. Auzi, prostie, luați-i unul nou. De ăsta n-are voie să se mai atingă. Așa că iepurașul a fost vrut într-un sac, la un loc cu cărțile cu poze și cu o sumedenie de vechituri, apoi dus în capătul grădinii, în spatele cotețului de păsări. Era locul cel mai bun pentru făcut focul. Numai că grădinarul avea prea multă treabă în clipa aceea. Trebuia să semene cartofi și să culeagă mazărea, dar a promis că în dimineața următoare avea să vină de vreme și să ardă tot. Noaptea aceea, băiatul a dormit în altă cameră și i s-a dat un iepure nou pe care să-l țină în brațe. Era o mândrețe de iepure, din pluș alb și cu ochii de sticlă adevărată. Însă băiatul era prea agitat ca să-i pese foarte mult de el, căci a doua zi avea să se ducă la mare, iar aceasta în sine era un lucru atât de frumos încât nici nu mai putea să se gândească la altceva. Și în timp ce băiatul dormea și visa marea, iepurașul stătea printre vechile cărți cu poze lăsate în colțul din spatele cotețului de păsări și se simțea foarte simplu. Sacul fusese lăsat dezlegat, așa că iepurele a izbutit, căznindu-se un pic, să scoată capul pe gura sacului și să se uită afară. Îl cam luase tremuratul, fiindcă se obișnuise să doarmă într-un pat cum se cade, iar acum blana se subțiase atât de mult, încât nimic nu mai apăra. În apropiere se vedeau tufele de zmeură care creșteau aidoma unei jungle în a cărei umbră iepurele se juca cu băiatul în diminețile de altădată. Iepurele s-a gândit la orele lungi petrecute sub lumina soarelui de grădină, cât de fericite fuseseră, și a simțit cum îl năpădește o tristețe grea. Parcă le vedea pe toate trecându-i prin fața ochilor, una mai frumoasă decât alta. Căsuțele pentru zâne din straturile de flori, țările liniștite din pădure, când stătea ascuns în tufe și furnicile îi alergau peste lăbuțe. Și ziua minunată, când a știut pentru prima oară că era adevărat. S-a gândit la calul de piele, atât de înțelept și de blând, și la toate câte îi spusese. Însă la ce bun să fii iubit, să-ți pierzi frumusețea și să ajungi adevărat, dacă totul se termina așa. O lacrimă adevărată, i s-a prelins pe lângă năsucul ponosit de catifea și a căzut pe pământ. Iar pe urmă s-a petrecut ceva ciudat, căci tocmai în locul unde căzuse lacrima, a crescut din pământ o floare. O floare misterioasă, care nu semăna deloc cu cele care creșteau în grădină. Avea frunze verzi și subțiri, de culoarea smaraldului, iar în centrul frunzelor un boboc ca un potir de aur. Era atât de frumos, încât iepurașul a uitat să mai plângă. A rămas pe loc și s-a uitat la floare. Și în scurt timp, bobocul s-a deschis, iar dinăuntrul lui s-a ivit o zână. Era fără doar și poate cea mai frumoasă zână din lume. Era îmbrăcată cu o roche din perle și strop de rouă, purta flori în jurul gâtului și în păr, iar chipul ei avea perfecțiunea unei flori. Zâna s-a apropiat de iepuraș, l-a luat în brațe și l-a sărutat pe năsucul de catifea care îi se umezise de la plâns. Știi cine sunt eu, iepurașule? A întrebat ea. Iepurele și-au ridicat privirea și i s-a părut că îi mai văzuse chipul, dar nu știu de seama unde. Sunt zâna camerei copiilor, a spus ea. Am grijă de toate jucăriile pe care le-au iubit micuții. Când se jerpelez și nu mai au nevoie de ele, vin, le iau cu mine și le fac adevărate. Dar n-am fost adevărat și până acum? A vrut să știe iepurașul. Ai fost adevărat pentru băiat, fiindcă te iubea, a răspuns zâna. Acum o să fie adevărat
pentru toată lumea. L-a strâns în brațe pe iepuraș și a zburat cu el prin pădure. Se luminase, fiindcă apăruse luna. Toată pădurea era frumoasă, iar frunzele ferigilor sclipeau aitoma argintului înghețat. În luminișul dintre trunchiurile copacilor, iepurii sălbatici dansau cu propriile umbre în iarba de catifea, dar când au văzut-o pe zână, s-au oprit cu toții și s-au strâns în cerc să se uite la ea. V-am adus un nou tovarăș de joacă, a spus zâna. Trebuie să fiți foarte buni cu el și să-l învățați tot ce-i prinde bine și să știe în iepurania, fiindcă o să trăiască aici cu voi, pentru totdeauna. Apoi l-a mai salutat odată pe iepuraș și l-a așezat în iarbă. Fuga la joacă, iepurașule, a zis ea. Însă iepurașul a rămas pe loc preț de o clipă, fără să se miște. Căci, când i-a văzut pe toți iepurii sălbatici dansând în jurul lui, și-a amintit dintr-o dată că nu avea picioarele din spate și n-a vrut să-l vadă ceilalți, că era făcut dintr-o singură bucată. Nu știa că în clipa când îl sărutase pentru ultima dată, zâna îl preschimbase cu totul și ar fi putut să stea pe loc multă vreme, prea sfios ca să se miște, dacă tocmai în clipa aceea nu l-ar fi gândit la ceva pe nas. Iar el, fără să-și dea seama ce făcea, n-ar fi ridicat unul dintre picioarele din spate ca să se scarpine. Așa a descoperit că avea picioarele din spate. În locul catifelei ponosite, avea o blană cafenie, moale și lucioasă, urechile îi se mișcau singure, iar mustățile erau atât de lungi încât atingeau iarba. A făcut o săritură, iar bucuria de a avea picioarele din spate a fost atât de mare încât a început să țopăie de colo-colo pe ele, țărind dintr-o parte și dansând în cerc, cum făceau și ceilalți. Iar când, într-un târziu, s-a oprit ca să o caute din priviri pe zână, aceasta plecase. Era în sfârșit un iepure adevărat, în rând cu toți ceilalți. A trecut toamna, pe urmă iarna, iar primăvara, când zilele se lungeau și vremea se încălzea, băiatul a ieșit la joacă în păduricea din spatele casei și, în timp ce se juca, doi iepuri s-au furișat printre tufele de ferigă și s-au zgâit la el. Unul dintre ei era cafeniu peste tot, însă celălalt avea niște semne neobișnuite sub blană, de parcă ar fi fost pătat cu multă vreme în urmă, iar pe urmele petelor i s-ar fi văzut și acum niște semne din trecut. La rândul lor, năsucul moale și ochii negri și rotunzi îi se păreau atât de cunoscuți încât băiatul și-a spus: seamănă Lăit cu bătrânul meu Rila, pe care l-am pierdut când am făcut scarlatină. Dar n-a știut niciodată că era chiar Rila lui. Care se întorsese să se uite la copilul care l-ajutase pentru prima oară să fie. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!